Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Aceștia, povățându-i spre tot lucru încărura și pe toți oameni Dumnezeu să-i slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Se logodește robul lui Dumnezeu Marin cu roaba lui Dumnezeu Nicoleta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește roaba lui Dumnezeu Nicoleta cu robul lui Dumnezeu Marin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește roaba lui Dumnezeu Nicoleta cu robul lui Dumnezeu Marin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Secundă roaba lui Dumnezeu Nicoleta cu robul lui Dumnezeu Marin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia că la mireasă să stăvească să se ține să știam pe ceos. Doamne Dumnezeu nostru, cu slavă și cu cinste, încununează-i pe dânșii. Doamne Dumnezeu nostru, cu slavă și cu cinste, încununează-i pe dânșii. Chemat apoi Iisus și ucenicii lui la nuntă și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Zisa Iisus, ce este mie și ție femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Zisa mama lui slugilor, orice vă va zice vouă să faceți. Ceacul erau 6 vase de piatră puse spre datina curățirii iudeilor, în care încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă și ele au fruct până în sus. Și a zis lor, scoateți acum și duceți nunului. Și ei i-au dus. Iar când a gustat nunul, apa ce se făcuse vin. Și nu știa de unde este numai slujele care scoseseră apa, știau, a strigat nunul pe mine și de când. Tot omul pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.
Aceasta s-a făcut începătura minunilor lui Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii lui. Duce pe noi precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită și ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia mai mult, dar rămâne la mireasă și sâmbătă. Avram și binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. Da, și-au apucat de cealaltă parte de cununie, așa, și-au luat pe cap, sărută, așa, mâna preotului și mâna nașului, așa. Și tu, Mireasă, Părinte, fii ca țara, să te mulțești ca Rachila, vizitându-te cu bărbatul tău și părind păcate legii, ca așa pe lui Dumnezeu. Arh Nicolae ca hram al casei dumneavoastră, adică el este de acum încolo ocrotitorul familiei voastre, pentru că asta înseamnă hramul casei, de fapt. Deci tot timpul trebuie să țineți minte când se prăznuiește Sfântul Nicolae. Știți că e 2 pe an, da? 22 mai și 19 decembrie, da? Mai ales că atunci și Nicoleta e omageat, așa că să vă fie ușor să țineți minte, nu? Așa. Deci toată viața dumneavoastră de acum înainte trebuie să vă rugați la acest Sfânt în fiecare zi, să vă rugați ca el să mijlocească tot timpul înaintea lui Dumnezeu pentru voi, să vă apere, să vă ferească tot răul și să vă ajute să urcați spre Împărăția lui Dumnezeu. Deci țineți așa icoana, deja, asta e icoana hramului și trebuie să o puneți la dumneavoastră în carne, când să ajungeți acasă, da? Ale Sfinților de Dumnezeu, încununat și întocmai cu Apostolul Împărat Constantin și Elena, ale Sfântului Marmâșnic Procopie, ale Sfântului Ierarhă Nicolae și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Domnul să-i păzească. Să nu vă certați niciodată și să-i impui fiecare voia lui. Deci trebuie să rezolvați totul în pace, cu înțelegere și să ajungeți la un numitor comun. Să vă ajute bunul Dumnezeu să trăiți în pace și în dragoste, să aveți copii cât mai ușor, măcar o echipă de fotbal. Doamne ajută, deci să fie copiii sănătoși, ascultători, să aducă bucurie uneilor și să, de asemenea, dumneavoastră. Dar cel mai important, Dumnezeu să vă ajute pe toți ca să ajungeți Hristos așa în Împărăția Cerului. Asta, până la urmă, e scopul și datoria noastră pe acest pământ, ca să ne mântuim sufletele noastre. Vreau să vă fericit pe dumneavoastră nașii, să vă aducă aceste fine, dumneavoastră, să vă aducă bucurie în viață. Și de asemenea să-i felicităm și pe părinți, și părinții Mirului, și părinții Miresei, de asemenea, deci Dumnezeu
să vă aducă și dumneavoastră bucurii de la acești copii, să vă aducă și bucurii de la nepoței. Și deci ca cu toții să trăim în pace și bună înțelegere, să ne mântuim. Start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. Horizon in the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. So good.